Multe cărți ajung să fie scrise, însă puține reușesc să treacă dincolo de noțiunea de timp și să impresioneze generații la rând. Se pare că nu a fost încă descoperită o formulă magică sau o îmbinare de cuvinte care ar asigura succesul unei cărți din miile care se află pe raft. De ce ar trebui să avem mai puține așteptări de la scriitori, dar și ce îi motivează pe poeți în procesul de scriere? Aflăm și discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. Domnule Serebrean, vă zicem bună ziua! Mulțumim pentru receptivitate. Vă invit să luăm loc pentru a discuta despre cărți și ce înseamnă cu adevărat premiile pentru scriitori. Oleg Serebrean, scriitor, istoric, politolog, diplomat. Pentru început, vă zicem felicitări pentru premiul pe care ați reușit să-l obțineți în acest an, PEN România 2022, pentru romanul Pe Contrasens. Și în acest sens, vin cumva să menționez și faptul că sunteți primul scriitor din Republica Moldova care reușește să obțină acest premiu. Și vin să vă întreb, astăzi, în 2022, ce valoare mai au aceste premii pentru scriitor? Și, de fapt, dacă vin ele cumva să scoate din anonimat acele cărți de succes, de fapt? Da, sigur că de-a lungul deceniilor, pentru că primele premii literare s-au înființat cam pe la sfârșitul secolului XIX, valoarea acestor premii s-a schimbat constant. Inițial era vorba mai curând de un sprijin oferit scriitorilor. Asta era ideea primelor premii literare instituite în Marea Britanie, apoi în Germania. Cred că pe undeva și premiul Nobel a fost la început mai curând drept o idee de susținere decât de scoatere în evidență a unor autori, pentru că primul scriitor care a primit premiul Nobel era aproape că, nu pot să zic anonim, dar nu era foarte cunoscut. Și nu e cunoscut nici astăzi prea mult. Și aici apare deseori întrebarea în ce măsură aceste premii aduc notorietate autorilor sau invers. Sunt premii care devin notorii datorită celor care au obținut aceste premii. Sunt foarte multe discuții acum legate de această relație dintre premiat și premiu, pentru că se consideră pe de o parte că există o inflație a premiilor. În cazul dat, dacă vorbim despre premii literare, sunt multiple premii literare în diferite țări. Unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute, altele care au avut o valoare mai mare anterior și și-au pierdut-o tocmai datorită faptului că au devenit fie prea politice, de altminteri critici se aduc des premiului Nobel pentru faptul că devine unul tot mai politic, deci nu valoarea literară a lucrărilor este cea care e scoasă în evidență. Nu am fost niciodată foarte dornic de a obține premii. Sigur că pentru un scriitor contează mai mult cititorul, cât de mult este apreciat și mai ales pentru mine. Sigur, cred că de la scriitor la scriitor este, cum să spun, scara valorilor este diferită. Poate unii vânează premii într-adevăr, alții vânează un cititor, un număr mare de cititori în ziua de azi și alții sunt interesați de un spectru mai limitat de cititori. Eu mai curând am fost interesat de un cititor țintă, să spunem așa, zona cititorului intelectual, poate mai pretențios. Sunt cărți care nu se pretează poate la un cerc foarte larg de cititori. Nici numărul cititorilor nu este întotdeauna foarte relevant. Dar ce este atunci relevant? Timpul ne zice dacă o carte a ajuns cumva să fie una, nu știu, reprezentativă sau care să... Bine, întâi de toate, cred că este relevant cine spune că o carte e bună sau proastă. Deci un cititor mai avizat. Și în al doilea rând, timpul, într-adevăr, timpul este o sită foarte interesantă, pentru că prin sita timpului au trecut cărți sau au ajuns cărți care nu au fost prea prizate la vremea lor, chiar care au fost respinse de editori. Ghepardul lui Giuseppe Tomasi de Lampedusa n-a putut fi publicat în timpul vieții autorului,
Pentru că editurile l-au considerat o carte neinteresantă, o carte lipsită de interes literar. Astăzi este una considerată, după 50 de ani, 60 de ani, una dintre cele mai mari romane ale secolului 20. Cred că și Ulisea lui Joyce n-a fost din prima acceptat de către editor. Și invers, cărți care au avut mare renume, circulație la vremea lor, bună oară, Lupta pentru Roma, o carte foarte, foarte apreciată în lumea germană, în perioada interbelică a lui Felix Dan, astăzi este aproape anonimă. Nu pentru că n-ar avea valoare literară, sunt mai multe circumstanțe, sunt foarte circumstanțiale aceste alegeri și ale timpului inclusiv. Unii scriitori sunt uitați deliberat, fie datorită afilierilor lor ideologice. Afilierile ideologice contează foarte mult în lumea literară. Borges, bună oară, n-a primit premiul Nobel niciodată. Adică n-a fost... juriul a fost foarte rezervat la numele lui și datorită legăturilor, pe simpatiilor politice pe care le-a avut față de Pinochet sau, în general, față de conservatorismul de curentele politice. Astfel, atunci când vorbim despre aceste cărți neapreciate la vremea lor, cât de mult obiectivism este în domeniul literar atunci? Nu există obiectivism niciodată. Nu putem vorbi despre, cum să spun, cineva pune o notă și asta este efectiv nota acelei cărți. Nota pusă de cititor este una, nota pusă de criticii literari este alta, timpul este cea de-a treia dimensiune. Ce contează pentru dumneavoastră? Bine, pentru mine, așa cum am spus, contează mai mult cititorul avizat, adică acel cititor țintă pe care mi l-am ales, care nu este un cititor numeros, dar important pentru mine. Dacă, să spunem, să dau un nume, bunăoară, profesorul Bachmann, care este un foarte, foarte cunoscut critic literar în Germania și un mare romanist, specialist în limbi romanice, a avut o apreciere foarte, a dat o apreciere foarte mare romanelor mele și mai ales ultimului roman pe contrasens. Pentru mine asta a fost un lucru foarte important. Sau Bogdan Crețu, profesor universitar la Iași și cunoscut critic literar în România. Mă opresc aici, au mai fost și alții. Deci aceste nume, faptul că ei au apreciat, fără să mă cunoască, pe Bogdan Crețu nu l-am cunoscut, pe profesorul Bachmann îl cunoșteam deja, dar faptul că ei au apreciat cartea este deja un semn de încurajare foarte important pentru mine. Ca și acest premiu. Eu de altminte am și spus, inclusiv în alocuțiunea pe care am avut-o la club, la Târgul de Carte Gaudeamus, eu am primit și privit acest premiu și ca pe o încurajare pentru literatura de la Est de Prut în general, din Republica Moldova, din regiunea Cernăuți, pentru că, mă rog, aceste romane ale mele sunt foarte legate de regiunea Cernăuți, sunt foarte legate de Nordul Bucovinei, de la primul până la ultimul, primul mai cu seamă, și tocmai această dimensiune și istorică și geografică și aceste afinități cu anumite locuri pentru mine au contat și m-am bucurat foarte mult că au fost apreciate și în România. Deci, da, e o încurajare a autorului în cazul dat pentru mine acest premiu. Vorbind despre romanele dumneavoastră, recunoșteați într-un interviu anterior că multe dintre personaje sunt de fapt din viața reală. Da. Sau li se schimbă foarte puțin trăsăturile. În acest sens vin să vă întreb cum identificați sau cum ar trebui să arate un om pentru a ajunge o inspirație pentru dumneavoastră ulterior nemijlocit un personaj din carte. Bine, sunt personaje reale în sensul că chiar sunt personaje reale. Dacă luăm pe contrasens din cei peste 100 de eroi, e un număr foarte mare, remarcați și Emil Galaicu Păun că este un număr impresionant de eroi în această carte. Cea mai mare parte dintre ei sunt personaje reale. Adică David Hilbert este un personaj real, istoric, mare matematician. Paul Bernays este iarăși un matematician real. Nu mai vorbesc de toți inginerii de la Peenemünde de pe care i-am pomenit acolo. Totuși spuneați că ați ezitat să dați numele unui personaj. Numele unor persoane am ezitat să le dau, sau mai exact am schimbat uneori numele unor persoane care au fost reale. Lagărul de concentrare din Sachsenhausen, bunoară. Acel evreu din Praga care
a fost un fel de prieten, coleg de detenție, coleg în ghilimele, sigur că da, pentru că nu este loc de prea mult coleg în cazul dat, în acele circumstanțe. M-am orientat după un personaj real și am citit în lagărul de concentrare de la Sachsenhausen despre istoria vieții lui, dar, mă rog, nu am avut aprobarea rudelor inclusiv sau cuiva, nu știam. Din punct de vedere juridic, este mai complicat în cazul dat când pui persoane lipsite de notorietate într-un roman. Una este să-l pui pe David Hilbert, care este un personaj cunoscut, public, de notorietate, deși și aici m-am documentat întotdeauna foarte atent la trăsăturile lui de caracter, la activitatea lui, adică nu poți imputa unui personaj real lucruri pe care nu le-a făcut. Aici, mai ales un scriitor, trebuie să fie foarte aproape de un istoric. Să nu atribuie unui personaj istoric, real, fie trăsături de caracter, fie acțiuni care l-ar compromite, l-ar pune într-o lumină proastă, deși, mă rog, unele romane istorice, din păcate, abundă de astfel de abateri de la realitate sau distorsionare a realității. Poate că pentru că sunt și de formație istoric, m-am ferit întotdeauna de acest gen de, mă rog, deformare a personalităților istorice reale. Menționați chiar anterior că vă dezamăgește cumva că din istorie se încearcă să se facă senzațional. Cum vă explicați acest lucru? Bine, întotdeauna s-a încercat. Cred că Alexandru Dumas, care este unul dintre marii începători ai romanului istoric, popularizatorii acestui gen de roman la începutul, mă rog, prima jumătate a secolului XIX, deja el a comis această gafă a hiperbolizării istoriei și, mă rog, deformării unor fapte istorice le are. Noaptea Sfântului Bartolomeu Bunoară, pe care el o prezintă altfel decât și speculează foarte mult tragedia protestanților și altfel decât a fost în realitate în istorie. Adică nu este un procedeu nou. Literaturile totalitare au această aplicare spre deformarea istoriei, spre deformarea unor fapte reale, crearea unor eroi hiperbolizați. Și literatura nazistă, și literatura sovietică a creat astfel de... Nu vorbesc de... Chiar Zoia Cosmodemianskaya Bunoară, așa cum apare ea în filmele sovietice, în lucrările literare sovietice, sau Pavlik Morozov, e total deformată. Deci sunt personaje reale, dar viața lor, traseul lor este deformat dintr-un considerent ideologic. E o tragedie prin care au trecut acești oameni, într-adevăr, și unul și altul, diferită, da? Dar alimentează cu această tragedie o ideologie, adică încearcă să aservească tragediile pentru interesele lor. Și în literaturile totalitare acest lucru este, din păcate, foarte frecvent. Sigur că noi trăim acum într-o altă lume. Am plecat departe de această amprentă? Știți cum? Nu am plecat departe. Cred că mi-am pus deseori întrebarea de ce bună oară foamea în Basarabia nu-și prea găsește loc în literatură. Sunt cărți totuși sunt, despre dar nu foamete. Foarte multe. Nu foarte multe. Romane, literatură. Sunt multe, mai multe cărți istorice. Documentare. Documentare decât lucrări literare. Sau m-a mirat întotdeauna că în Basarabia lipsește un roman, cel puțin eu nu cunosc despre asta, despre Poraimos, despre Holocaustul țiganilor, romilor, care a fost o tragedie care a afectat populația de etnie romă și din Transnistria și din Basarabia. Probabil că este un fel de frică de a aborda aceste subiecte, tocmai din cauza că memoria le leagă de supra-solicitarea anumitor teme din istorie în perioada sovietică. Și nu se dorește, să spun, scoatere în evidență acestor tragedii. După mine este o eroare. Eu nu am condeiul potrivit pentru acest gen, poate, de opere literare. Dar, în general, la noi s-a scris puțin pe aceste teme. M-a bucurat faptul că o tânără scriitoare, relativ tânără, Lilia Calancea, a scris despre Holocaust în general. Bun, tema Holocaustului evreilor este mai prezentă în literatură. Pe Holocaustul romilor, aproape că
deloc sau foarte... Cum ar schimba abordarea mult mai amplă a acestor subiecte în mijlocit imaginea literaturii aici, în spațiul Basarabean? Bun, întâi de toate că sunt niște teme lipsă, deci temele lipsă întotdeauna trezesc un interes mai mare și pentru publicul internațional, nu doar pentru publicul local. În al doilea rând, cred că și publicul larg ar primi aceste și privi aceste evenimente altfel decât atunci când citește o carte istorică, un studiu istoric, o monografie. O monografie despre tragedia romilor în Basarabia, s-au scris studii, au fost pe această temă și chiar fiind la Berlin discutasem cu doamna Marianne Hausleitner, o foarte cunoscută istorică pe spațiul românesc, care de altminteri confirma faptul că s-a scris mai puțin pe tema Holocaustului romilor. Dar un studiu istoric se îndreaptă de regulă tot spre istorici mai curând. Este prea puțin, publicul larg nu citește cărți istorice specializate. Poate ceea ce a făcut doamna Turea pe foamea în Basarabia este mai mult decât un pur și simplu studiu istoric și are un număr mai mare de cititori, dar cunosc foarte multe studii bune pe tema foamei, dar care au rămas într-un fel de anonimat pentru că circulă într-un cerc restrâns. Un roman, un film, scot din anonimat aceste teme. Ținta ar fi tinerii, întâi de toate, chiar, mă rog, liceeni, aș spune, și nu doar. Un roman, un film, are altă audiență decât o carte istorică. De asta spuneam că sunt teme care ar putea aduce un avantaj și literaturii din Republica Moldova, pentru că le-ar face reperabile și pe piața internațională de carte. Totuși, la un moment dat menționați că astăzi e naiv să mai oferim literaturii acest rol de a educa. Literatura de azi nu educă ideologic și nici nu trebuie să aibă această dimensiune a educării ideologice. Istoria este despre... Despre trecut. Din cărți învățăm să... Învățăm multe lucruri, învățăm viața. Personajul preferat din carte? Peter Pan în copilărie, ulterior au fost și alții. Visul încă nerealizat? Să finalizez acea serie de romane la care m-am gândit cu mulți, mulți ani în urmă. Titlul unei cărți înseamnă? Titlul unei cărți înseamnă și conținutul cărții și o descriere sumară a conținutului ei pentru cititor. Fericirea se regăsește în... Fericirea se regăsește doar în mințile noastre. Pentru că spuneți despre aceste subiecte care ar putea cumva să propulseze nemijlocit literatura din spațiul românesc, literatura românească în spațiul internațional, care ar mai fi acele acțiuni care încă nu au fost întreprinse pentru a ne înrădăcina și noi acolo în spațiul internațional? Sau dacă am făcut-o deja? Nu, sigur că unii autori au făcut-o și au o circulație internațională. După mine, și scriitorul trebuie să lupte un pic pentru sine. Asta este o viziune un pic socialistă, că statul asistențial trebuie să promoveze scriitorii. Nu trebuie. Cine l-a promovat pe Milan Kundera? Nu statul ceh, în orice caz. Cine l-a promovat pe, nu știu, Anatole France? Nu statul francez. Dar nu s-au schimbat în timp lucrurile? Nu, lucrurile nu s-au schimbat. Dacă ne uităm la marii autori de astăzi, dar Umberto Eco, care, bun, este un autor contemporan totuși, nu statul italian l-a promovat pe Umberto Eco. Scriitorii luptă pentru ei, editurile luptă pentru ei, literatura, bun, nu că ar fi devenit comercială și ar fi devenit o afacere, dar ideea că statul traduce, că statul promovează scriitorii, este o idee venită un pic din trecut. Statul, cu ce poate, trebuie să ajute autorii buni, dar acești autori trebuie să devină buni fără ajutorul statului. Adică să se promoveze întâi ei, să apară la suprafață și după asta, sigur că dacă există posibilități, și instituțiile statului, Institutul Cultural Român, sau să-i și promoveze. Și cred că asta este tactica care a fost luată de altfel în ultimul timp. Cărtărescu n-a fost creat de structurile statului, cum se educau, se creau, se ridicau scriitorii anterior.
un scriitor trebuie să lupte pentru locul lui sub soare, ca și orice artist. Dar au învățat scriitorii să lupte pentru sine? Cred că da. Eu cred că da. Tot mai mult și mai mult. Poate încă scriitorii din anii 90 aveau nevoie de această perioadă de tranziție, de această asistență, pe bună dreptate, pentru că nu erau încă deprinși cu noile rigori. Apropo, revenind la întrebarea dumneavoastră inițială legată de premii, cred că și premiile au cumva valoarea de a încuraja, de a-i menține pe linia de plutire, să nu creadă cineva că a promova o carte este un lucru ușor și stai pe canapea și aștepți ca acea carte își va găsi succesul. Uneori trebuie să fii pe undă. Eu trebuie să recunosc că sunt foarte prost la promovarea cărților mele, pentru că nu am timpul necesar să fac acest lucru și că activitatea literară, cum spuneți, este una foarte colaterală. Îmi dau acum seama cât de mult trebuie să fii prezent la evenimente, la festivaluri literare, la prezentări de carte. Cum rămâne cu ideea că esența contează? Esența contează. Esența contează foarte mult, firește, dar știi ce contează cel mai mult, de fapt? Nu despre ce scrii. Până la urmă, nu contează atât de mult nici cum scrii. Contează foarte mult cine scrie. Când vă duceți dumneavoastră într-o librărie, dumneavoastră, sau foarte mulți cumpărători, toate trei contează, și ce scrii, și cum scrii, și cine scrie. Dar din punct de vedere al marketingului, să știți că contează cel mai mult cine scrie. Pentru că atunci când veniți într-un magazin de cărți, într-o librărie și vreți să faceți cuiva un cadou și vă uitați că apare numele lui, nu știu, Umberto Eco sau Coelho, da, care nu e comparabil, dar da, un nume ușor reperabil. Dumneavoastră nu știți despre ce este cartea eventual. Dar autorul deja vă îndeamnă să luați cartea. Deci primul impuls pe care îl are cineva atunci când pune mâna pe o carte este numele autorului. Deci notorietatea autorului contează foarte mult. Foarte mult. Cred că profesorul Aurel Codoban spunea odată că pe primul loc, de fapt, atunci când vorbim despre succesul literar al unei cărți, apare această notorietate a autorului. Apoi felul, apoi despre ce scrii și apoi cum scrii. Deci este foarte curios. Despre ce scrii este mai important decât cum scrii, în realitate. Pentru că al doilea lucru la care ne uităm este despre ce este cartea. Nu-i așa? Este despre război, despre dragoste, despre istorie, despre... Și abia al treilea lucru este cum e scrisă, pe care noi putem să o știm, să aflăm acest lucru după ce am citit cartea. Probabil că 70% din cei care au citit Idiotul lui Dostoevski vă spune că cartea este neinteresantă. Asta nu înseamnă că este o carte neinteresantă. Aici intrăm în ceea ce José Ortega y Gasset spunea despre rolul valorii în aprecierea valorii. Cine apreciază? Mulțimea apreciază sau elitele apreciază? Aprecierile elitelor sunt altele decât aprecierile mulțimii, da? Atunci când vorbea despre artă și masă, despre cultură și masă, el vorbește despre acest lucru, că masele au avut întotdeauna o altă cultură decât au avut elitele. Provocarea scriitorilor este... timpul. Critica în literatură are scopul de a... a promova ori anihila un autor. Calitatea apreciată la oameni... sinceritatea. Societatea este ghidată de... societatea este ghidată de interes, din păcate. Succesul înseamnă... succesul este o iluzie. În 2023 mi-aș dori să... să realizez ceea ce n-am reușit în 2022. Cred că toți își doresc asta. Fiindcă suntem pe final de emisiune, despre dumneavoastră, la un moment dat, colegii spuneau astfel că nu țineți cont să vă regăsiți dumneavoastră în ceea ce scrieți și că lăsați ego-ul deoparte atunci când scrieți. Ce opțiune asta spuneau colegii? În acest sens, vin să vă întreb ce vă motivează atunci când scrieți, de fapt. Pentru mine, scrisul este un act ludic. Mulți simt plăcerea citirii unei cărți. Își trăiesc o altă viață atunci când citesc o carte. De ce ne uităm la un film sau citim o carte?
vrem să ne transfigurăm, să ne transpunem într-o altă lume, să ne găsim un refugiu. Fugim de realitate. Noi întotdeauna fugim de realitate. În vise? Sau visăm o altă realitate? Sau ne creăm un alt trecut? Pentru că trecutul este foarte deformat de propriile percepții. În realitate nu am trăit 90% din ceea ce credem noi că am trăit, nu am trăit, conform psihologilor. Același lucru se întâmplă cu literatura. Scrisul este un act ludic de fugă de realitate. Nu doar citesc, ci și scriu. Și asta dă o libertate mai mare, pentru că am posibilitatea să creez o lume, o lume a mea. Orice om, cred că Adler, mare psiholog german, spunea că orice om visează să fie un creator. Toți visăm să fim creatori. Copiii creează lume. Copiii se joacă. În timp, oamenii pierd această abilitate. Scriitorii cred că o păstrează. Pentru că ne aflăm într-un muzeu de artă, artiștii o păstrează. Da? Ceea ce vedem este tot un fel de joc. O transpunere, o creare de lumi. Da? Deci, da, pentru mine asta este foarte important. E un act de plăcere. Dar eu deja mi-am satisfăcut cumva o necesitate, dacă vreți, cea de a mă juca cu, mă rog, creând viețile anumitor eroi, descriind o anumită perioadă, o anumită lume. Ce nevoie încă n-ați reușit să satisfaceți? O, multe. În sensul ăsta spuneam că ambiția mea era să scriu o serie de romane, deci nu e vorba de o trilogie, o serie de romane despre familia Randa. Acum e o pauză, firește, o pauză benefică. Mie nu-mi plac scriitorii care produc prea mult, pentru că atunci când produc prea mult, e o epuizare, o inflație, de fapt, a producției lor. Și sunt scriitori care au scris foarte mult și care au rămas cu o singură carte, în realitate. În 2022 am făcut cu certitudine o pauză și o pauză foarte hotărâtă. Eu trebuie să am mediul necesar, ambianța necesară, timpul necesar pentru a scrie. Scriu foarte, foarte mult, pot să scriu foarte mult într-o zi, până la 15-20 de mii de semne, ceea ce este foarte mult. Da? Dar cum trebuie să fiu pe unda necesară. Și pe Contrasens Bunoară s-a scris în câteva săptămâni, în cea mai mare parte, deși scrie că este o perioadă de 3 ani, dar e vorba de săptămâni separate, săptămâni de concediu de regulă, pe care le petreceam singur, am nevoie de singurătate, pe malul Mării Nordului. Și atunci scriam. Nu am condițiile necesare acum și nu regret asta. Schimbarea de activitate este un lucru benefic, inclusiv pentru scriitori. Așa, iar nouă cititorilor nu ne rămâne decât să găsim acea carte în care să ne refugiem. Sigur. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Cu mare drag.